a așa cum spune. O economie și atunci? Exact. Vom spune că VO egal cu VO prim. Deci VO egal cu VO prim plus O prim O. Având în revizie în teoclimeu. Și voi avea raportul, era așa, dacă VO supra VO prim, nu? V-o. Egal cu? V-o. Cât? 4 pe 3. Da, da. Și pe VO înlocuim, și de aici vom avea, că VO prim plus 4, parcă atât este o primă, supra VO prim, egal cu 4 pe 3. 4 VO prim egal cu 3 VO prim plus 4. Deci? 4 VO prim egal cu 3 VO prim plus 4. Deci VO prim egal cu 4. 3 VO prim plus 12, mi-am atins. Ce? 4 VO prim egal cu 3 VO prim plus 12. Nu zic, da? Scrii produsul mesilor. Ai că produsul mesilor egal cu 3 VO prim plus 12. Păi da. Dar vorbim egal cu 3 VO prim plus 12. Deci, mai plus 12. Mirna, sau ar fi distribuit pe VO prim și vine 1 plus 4 pe VO prim egal cu 4 pe 3. Da? Și scot duc pe unul de acolo, de vine 4 supra VO prim egal cu 4 pe 3. De unde VO prim este egal cu cine? 12. M-am mintit tot aceeași lucru, era și când aveam să puțin. De 3 ori egal plus 12 egal cu de 4 ori. VO prim este egal cu 12. Și atunci VO, fi cu O prim egal cu 4, VO pe 4 egal. 16. 16. Așa că mă întorc și spun că volumul, variant volumului VABC, aria bazică are 64 radicali din 3 pe 4. Da. Deci el pătat 64 radicali din 3 pe 4. Ori? Ori, ori VO care e 16. Așa? Supra 3. 3. Totul supra 3. Simplu și 64 cu 4. Așa. Și face 16. 16. Ori 16. E 256, 256 radicali din 3, supra 3. Este volumul, fiindcă s-a măsurat în centimetri, deci vă zicem centimetri de care? Centimetri cubi. Iată că am găsit și volumul. Mai zice distanța de la O prim la BC prim. De la O prim la BC prim. BC ce prim. Distanța de la O prim la BC prim. Stai puțin, Ali, nu așa pe ghicit să fie. Hai să ne avem un raționament, să ne gândim. Deci, nu ne mai grăbim. BC ce prim înseamnă planul B prim, C prim, BC. Sigur că da. BC ce prim. O luat chiar numai 3 litere. Dar înseamnă BC ce prim, B prim. Distanța de la O la acest plan. De la O, de la O prim. De la O prim, da, da. Păi avem O prim pe pelicula pe BC, avem O prim pe pelicula pe BC, O prim M, ducem o înălțime, de O prim pe B prim, pe M prim M. Pe M prim? Pe pelicula din O prim pe M prim M. Deci, perpendiculara din O prim pe M prim M. Pare a fi aceea, dar trebuie să avem argumente foarte bune. Hai să vedem, avem O M pe pelicula pe BC, M prim pe pelicula pe BC, O prim aia R pe pelicula pe M prim, din teorema a doua, a reciproca a doua teoremă, are rezultatul O prim. În mod sigur aceea este, da? Da. Pentru că planul V O M, VOM e perpendicular pe planul VBC. Deci VOM, ăsta e argumentat. Fiindcă VM e pe BC. OM e pe BC. Da? Suntem în
situația în care, iată, PD-ul care era perpendicular pe OIM, îi știam chiar perpendicular pe planul VO. Și atunci avem clar ce intersecția planului VBC cu planul OIMV sau AIMV, e același lucru, intersecția este dreapta VIM. Planele sunt perpendiculare și tu mi-ai spus acum a vorbi din perpendiculară pe planul BC, B'C', e de parcă aș vorbi de înălțimea dusă din oprim B. Din oprim B. Pe dreapta din intersecție. Sau pe V. Așadar, hai să luăm deoparte. Avem triunghiul ăsta. Cu V, din V aș pleca. O să vedeți de ce. V. Aici este O. Aici este O. Și aici M, da? Asta este situația. Și eu trebuie să duc perpendiculara din O pe dreapta de intersecție, pe V, M. Unde pică? Așa? Mai jos? Pică pe V, M, prim, corect. Aici pică, da? Așa. Deci, aici este puntură. Deci distanța de la O prim la planul VBC este tocmai O'R. O'R, da? Cum redactăm? Hai să redactăm, trebuie să redactăm toată povestea asta. Tot ce am vorbit noi acum, rămâne o mesi de dată. Trebuie să o și redactăm. Deci, începem. Te rog. Avem un perpendicular pe BC. V, M. O, M, perpendicular pe BC. Ducem noi O prime perpendicular pe BC. Stai o secundă. Hai că V, M. Perpendicular pe BC. Că om, om, perpendicular pe BC. Ducem noi. Stop. Faptul că V, M perpendicular pe BC. Om perpendicular pe BC. Înseamnă că BC e perpendicular pe planul V, om. Da. BC care e perpendicular pe două trepte concurente. Uitați-vă, BC pe V, M. BC pe V, M. BC e și pe om. E și pe om. Da? Deci om, pardon, aici, om. Înseamnă că BC e perpendicular pe planul V, M, O. Da. Deci din asta deduce că BC e perpendicular pe V, O, M. V, O, M. Stop, nu mă pic ca să ne terminăm raționamentul. Acum, dacă am o dreaptă perpendiculară pe un plan, pe ce perpendicular pe planul V, O, M? Am spus, da? De ce perpendicular pe planul V, O, M? Orice alt plan care trece prin BC, adică e vorba de ABC, un alt plan care trece prin ABC, prin BC. VBC. Și de mă interesează. Deci rezultă de aici că BC este inclusă, da? BC, dreapta ABC, inclusă în planul VBC. ZBC. Și de aici rezultă că planele V, O, M, V, O, M, și planul V, O, M, e perpendicular pe planul V, V, C. V, O, M, e perpendicular pe V, V, C, da? Și ele se intersectează, V, O, M, C,
se intersectează cu planul B, B, C. Și ne dă, ce ne dă? Ne dă dreapta V. După dreapta cu M. Deci am spus că cele două plane sunt perpendiculare. Da? Cele două plane sunt perpendiculare. Și că dreapta de intersecție este cine? V, M. Atunci, în această toată ipoteză, fie cine? Asta, deci, oprim el, oprim el perpendiculara dusă pe cine? Oprim el pe V, M, prim. V, M, prim. Ia, în condițiile astea, oprim el, este perpendiculară chiar pe planul PVC. Că oprim el, unde este prinsă? Oprim el este prinsă în planul V, O, M. Da? Și planul fiind perpendiculară, da. Deci oprim el e perpendiculară pe cine spunem? Pe planul V, V, C. Adică de aici spunem că distanța de la oprim la planul minunat V, V, C. Dar că e un semn de demonstrație, cu teorema celor... Am demonstrat chiar teorema celor trei. Da. Reciprocă chiar. Da, reciprocă chiar trebuia schimbat, dar nu prima ducă... Deci eu mi-am făcut datoria acum și mai mult, ca să fie și mai bine înțeleasă, că planele sunt perpendiculare. Da? Planele sunt perpendiculare după ce am muncit și am arătat asta. Și că în momentul în care am dus-o pe oprim el perpendiculara pe V-M, ea chiar perpendiculară pe plan pentru că planele fiind perpendiculare, oprim R, asta este deja inclus în planul V-O-M. Da? Deci am demonstrat chiar reciproca, dacă vreți, mai riguros. Da? Chiar reciproca ca să fie foarte bine înțeleasă. Atunci oprim el este ceea ce mă interesează pe mine și cum o aflăm? Cum aflăm? Într-un cubu, știm, având în vedere că V oprim M este dreptunghi. V oprim M, nu ea zice V oprim M, așa, nu? Nu, V oprim, asta, V oprim M prim este dreptunghi. V oprim M prim dreptunghi. Și oprim el e înălțime dintr-un dreptunghi. Scrie în teorema cotei, deci teorema înălțimii, pe acolo ne dă. Sau are pe două căi, sau teorema care e teorema înălțimii. Dar cum așa totul, sus? Ia să vedem, pe V oprim o știm? Da. Am aflat-o. Am aflat-o. Ia uite, dacă nu te-ai înțeleg, cât e V oprim? V oprim este egal, era scris acolo. V oprim? 12. 12, bun. V oprim, e prim o știm? Deci zicem, de aici V, mă prim. Egal cu 144. Radical din 144, plus 3. Așa, ce dau cu radical din 147? 147. Și 147, 12. 3. Dacă s-ar duce prin 9, ne-ar face pe acolo. Da. Prin 9, nu cred. Prin 3. Prin 3, da. E 12, nu se duce. Ba da, prin 9 ori 3, da? Ba nu, 49. 7 la pătrat. 7 radical din 3. 7 radical din 3. Deci egal cu 7 radical din 7 radical din 3. Vom oprim. Este vom oprim. Bun. Da. Și acum alerg două verzi. Exact. În unghiul care? Sună. În unghiul V oprim. Vorbiți copii. În unghiul V oprim. V oprim. Aria trebuie, da? Că am zis deja ce prim. Da, aria.
egală cu... Este egală cu... Vă oprim ori... Vă oprim ori... Oprim M prim. Oprim M prim. Și este egală cu... Vă mă prim ori oprim R. Vă mă prim ori oprim R. Ori oprim R. Hai zis să ne oprim acum de urașul, vom avea... Avem vă oprim 12. Adi, te rog, vorbești tu. Vă oprim egal cu 12 ori radical din 3. Adică 12 radical din 3 egal cu vă oprim, adică 7 radical din 3. Ori oprim R. Oprim R. Egal cu 12 radical din 3. Supra 12 radical din 3. Asta înseamnă 12 din 3. 2 plus 7. Am trecut prin foarte multe lucruri, de aceea eu vă propun să mai trecem o dată revistă problema asta. Deci de la bun început, era vorba de trunchi de piramidă, am înțeles după aceea, știm baza mare și baza mică, la noi e vorba de piramidă triunghiulară regulată, deci baza este triunghiul echilaterale, și autorul ne spune că O și O prim fiind centrele greutatele lor. Am insistat acolo, am văzut despre ce e vorba. Unde ați avut aici greutăți? Pentru că nu v-ați dus la... Nu ați putut face apotema. Deci, calculul apotemei, înălțimea, nu legați trapezul ăsta, O, O prim, M, E prim. Aici ați avut un moment de patinaj și așa de nesiguranță. De urmă, la volumul piramidei, din care provine trunchiul, volumul piramidei, a fost vorba de afara lui VO. Aici a fost dificultatea. Dar de aici am înțeles așa, că prin secționarea asta, elementele piramidei mici cu a piramidei mari, toate sunt proporționale. Adică înălțimea P, toată înălțimea, e egal cu latura pe latura direct. E egal cu apotemă pe apotemă. Dacă vreau să mă duc la apotemă toată, pe apotemă. Deci aceste lucruri, egal cu muchia piramidei mici, pe muchia toată. Deci toate elementele sunt proporționale. Și cum noi am avut baza AB și A prim de prim, nu mai stăteam pe gânduri să ne ducem, să facem asemănări. Trebuie să spunem așa, V O prim, P V O, egal cu 6 pe 8. 8 pe 6. Sau 8, V O prim a zis. Dacă a zis V O prim pe V O, atunci 6 pe 8. Dacă a zis V O pe V O prim, atunci 8 pe 6. Deci nu trebuia să pierdem timp din chestia asta, știm așa, de acum, pentru totdeauna. Prin secționarea cu un plan paralel cu baza, se obține piramida mică și trunchiul, și toate elementele sunt proporționale. Toate elementele sunt proporționale. Adică, laturile, muchiile, apotemile, înălțimile, tot ce a fost secționat, toate care pleacă din vârf, așa, și unesc, toate sunt proporționale. Se realizează și eu acela de rapoarte. Da? Adică, domnul profesor, cum mai zice, sunt proporționale, voi vă uitați așa, nu înțelegeți, dar ziceți că... Dar spuneți, adică am spus așa, V, A, pe V, A, egal cu A prim, B prim, supra A, B, egal cu V, O prim, supra V, O, și egal cu V, M prim, pe V, M, adică am spus, muchiile și egal cu cine? În final, deci, m-am deci, pe supra B. N-ar avea rost să mai pierdem timp. Ăsta e motivul pentru care am insistat acum. Tot ce am făcut a fost bine, ne-am amintit, paralelism, teoria fundamentală asemănării, nu știu, dar am pierdut niște timp. N-am avut tot. Suntem la antrenament. La antrenament, la orice sport, și sportul ăsta la minții, care înseamnă matematica, repetăm foarte mult și insistăm pe lucruri ca atunci când suntem în fața aceste probleme, dacă aveam viteză și siguranță clară că prin secționare, proporționalitatea ei, rapid, nu mai pierdeam timpul. Pur și simplu ziceam V, oprim, pe V,
egal cu A prin B prin A, B. Scurt. Da. Și de acolo îți mădeam pe două prime. Și ce a mai fost aici? Distanța, mai și sunt univers. La distanța de la un punct la un ort, la un plan. Deci, programul a fost toată povestea aceea să așeză planele cele perpendiculare. Să găsim planul perpendicular, planul dat. Exact. Cum am discutat așa seama. Stați și, și sper să meargă mers în final aici. N-am mai avut dificultăți. Da. Să te duci. Cu frumoasă. Cu dar și vom face pe cea. Tot subiectul. Fotografie. Da. O minge în formă sferică, cu raza aer mare. Nu știu dacă vă mai rămâne. Nu mai știu ce e. Un pic, da. Sper. Eu mă apuc de deci, o minge în formă sferică, cu raza... Impoteză. De sferă. Da. Cu raza R-mare, R-mare, da. Egal 15 cm. De 15 și centru O. Da. Se arbalează într-o cutie cubică, așa. Astfel încât toate fețele cutiei au punct de tangență cu mingea. Deci o minge în formă sferică, cu raza de 15 cm, se ambalează într-o cutie cubică, astfel încât toate fețele cutiei au punct de tangență cu mingea. Adică... ce înțelegi mai citim? În formă sferică, mai... înseamnă un cerc. Da. Deci mingea, sfera. Una este cercul, alta este sfera. Mingea, 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 toată lumea a văzut o minge, nu? O minge în formă sferică. Da, mingea. Deci nu cerc. Se bagă, nu? Nu e cercul. Nu. Alta aia este așa. Da. Cercul e numai atât. Când e în spațiu sferă. Da, ca pământul. Exact. Da. O minge mai este, dar se pune într-o cutie cubică. O minge. O minge într-o cutie de carton, adică sub formă de cub. Da. Dar să fie perfect decât în momentul în care am băgat-o, ea să atingă toate fețele. Da? Să atingă toate fețele. Adică cele patru fețe laterale și sus și jos. Da, și sus. Cum spunem asta? Păi, cum spunem așa? Deci, spune că avem o sferă de, cât? De rază 15. Și atunci, spunem că se dă un cub A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, cub. Cubul sub formă de carton. Și faptul că e tangent tuturor, ce lat? Cât va fi latura? A, B, de cât va fi? Exact, ca să răspund la întrebarea, cum scriu în ipoteză chestia asta? A, B de cât este? Tangent înseamnă... atingere. Perfect, da? Perpendicular. Uite, Miruna, ca și cum aș înscrie un cerc într-un pătrat. În secțiune, așa trebuie să vedem. E perpendicular. Deci punctul de tangență... așa, atinge. Atinge. Aici unde așa atinge? E 90 de grade. Aici atinge și așa, și așa. Da. Întrebarea este, știu raza asta, că este de cât de 15? Da, nu e o rază. Atunci, latura AB cât va fi? AB însemnând... din partea asta de jos. Da, pe două rază, trei așa, de... asta. Deci AB. Deci autorul mă spune că AB egal cu 30 cm. Vedeți? Am tradus ce înseamnă că e tangent tuturor. Deci s-a ascuns aici, în culise, latura, în toată vorbăria asta, latura cubului. Știți voi că-i 30? Știți voi că-i 30? Când spune-o că-i tangente, așa, adică e vorba de, ați înțeles că în secțiuni cum vine așa, în punctul de tangență, e vorba de un cerc înscris într-un pătrat?
De unde să vă dați seama că, de fapt, aveți latura AB, A prim, B prim, da? Să zicem noi aici. Dar nu este asta. Da. Pentru că este smuchile la momentele de tangență. Da. Hai să zicem M, R și P. M, M. Secțiunea care vădă, M, M și M prim, M prim, M prim. Sau P și Q sau cum vreți? P și Q, hai să zicem așa. P și Q. Dar care este exact partea din secțiunea cubului? Da? M, M, P și Q. Da. Bine. Da. În concluzie se cere A să se determine area suprafeței lungii. Să se determine area totală a cutiei. Area totală. Area totală. Să fim scopul. Cu. A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Imediat învățați. Îmi vreau să intrați acum pe vacanță, intrați să vă născă. Imediat trebuie să terminați, să terminați materialul. Da. Eliminează. Și ce? Ce? Volumul de aer din cutie. Volumul de aer din cutie, adică V aer din cutie. Volumul cubului. Volumul de aer din cutie, nu? Adică e la trei. Tot volumul, că peste tot în mingea e aer, nu? Da. Nu, ce rămâne e la trei. Volumul de aer din minge, nu mingea e băgat în cub, nu-i așa? E la trei. Volumul de aer din cutie. Ce rămâne că nu ocupă mingea, nu duce să intre aer. Deci volumul de aer din cutie. Din cutie. Dar cutia asta se bagă minge. Așa. Păi și aerul din minge, nu? Păi nu. Din afara mingii. Pentru că e vorba numai de volumul care e în afara. Rămâne în afara, care rămâne pe aici. Mai corect ar fi fost așa. Să zicem, în cutia aceea, dacă ai fost să vă închipuiți o formă. Și dă drumul. Și ar fost plină cu apă, să zic așa, și dă drumul. Acolo, să zicem, să afle volumul apei. Da, da, a volumul aerului cam te duce un pic. Nu putea să bagi cuvinte. Deci, povestea este în sensul care spun eu acum, atenție, ca să fie ușor de înțeles. Vă închipuiți un cup din ce să zic eu, ce material, din sticlă, hai să zic așa, și în care se dă, el e plin cu apă, îi dă drumul la minge, înseamnă cursa apa, multă, și a rămas o parte a aceea din colțuri, păi din partea asta, da? Exact, colțurile astea rămân cu apă, cu aer. Apă, cu aer. Și acum e volumul acela, volumul aer. Aici putește. Da, ia uitați cum a făcut aici, ca să vedeți un desen produs, adică... Da. Da. Nu, o curte eu aș cum cu domnul profesor. Da, mai să l-am făcut și un buc. Da, da, da. Păi o să facem, noi am făcut numai secțiunea acolo. Ce am făcut în partea asta, dar acum să facem, hai să facem o problemă A, B și C și volumul. Volumul de aer. Volumul aer. Aerul. Aerul exterior. Deci o să zicem așa. Hai să... Mai bine să luăm cu cubul. Așa. Să nu am mai întâi cupul. Și zicem A, B,
ce de a prim de prim ce prim de prim. Și punctele de tangență vor fi chiar la mijloc, așa. Deci vom desena acum unii mijloacele și vedem în secțiune. Cu acest pătrat. Mă înaptor cu MN pe Q. Aici eu am să scriu cercul ăsta. Mingea. Da? Deci mingea. Dar mingea ca să o văd în spațiu. Trebuie să mai facem un pătrat. Așa trebuie să vedem. Și unde e punctul de tangență? La mijloc, la mijloc, la mijloc. Da? Și tot atât de bine. O să urmărim acum mijloacele. Așa. Deci mijlocul de aici, mijlocul de aici. Ca să facem cel de-al doilea pătrat. Deci vom avea pătratul al doilea. Închei asta și cu asta la altă. Așa, și aici de la... Deci ăsta este pătratul al doilea. Și acum e vorba de mijloacele acestea și apare cel cu celălalt. Deci, asta, asta și asta de aici. Și apare punctat, așa să zicem. Ajungea să am încărcat figura. Dar ați înțeles ca să vedem profunzime. Să vedem sentimentul de profunzime. Dar e foarte frumos. Ideea în sine, ați înțeles-o, nu? Exact. Așa și în profunzime ca să avem sentimentul de reprezentare spațiu. Așa că vom... cum am notat mai aici cu M, M, P și Q. MMP-ul. Dar nu cum scrie să face și de facă de iar dacă stela știi, are stelii, acum ai rupt. Ai blocajul ceva. Da. O, e o formulă. Exact, o are rupt. O să vedem imediat. Zicem... Aria mici, aria stelii. Așa. Aria stelii. Pentru că vreau demonstrați. Să vedem cu cine este egal. Nu vă, nu știți nimic. Nu știm, nu știm. Aici ai zice faptul pi, r, pătrat. Pi, r, pătrat. Aria stelei. Asta e o formulă. Deci, 2 pi, 2 ori pi, 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 pătrat. Aici, 2 ori cercului. Pe aria cercului ca pi, r. Ea se demonstrează printr-o o secundă. Nu poate fi demonstrată la vora de vorul nostru. Ea se demonstrează în clasa 11 la analiză matematică. Așa, faci cu pătrat. Așa. De 4 ori are cercul. Da. De 4 ori are cercul. Ca să fie exact. Ca să legătură cu are cercul, exact. Pie pătrat, dar mai 4 ori cercul. Și egal cu 3... Aici n-am ce să vă spun, decât trebuie și eu de formulă. Corect. 4 ori pie pătrat. Asta o învățăm. Și 4 ori 3,14 ori vorbiți. 4, 3, 14, 215. Dar nu mulți, deci au lăsat 15, 15 la pătrat, deci 225, nu? Dar la 4 ori 25, cât face? 900 pi. Așa, 900 pi. 900 pi. Pi centimetri pătrați, da? Nu, dar așa e zici, dar vedeți că e AB-ul ăla 30.
Apeu e 30, raza e 15. 15 la pătrat. 225. Și 225 ori 4 e 900. 225 de 4 e 900. Dar e doar 60 pi centimetri. 60. Vedeți dacă formulă e 60. Da, 4 pi e pătrat. Deci aria mică e 4 pi e pătrat. Păi aria, domnule. E 4 pi r pătrat. Și ce mă pune aici? Ca să fie 60, înseamnă 5. 2 pi r pătrat și de două ori... Dar eu pus făcut asta, 4 pi r pătrat. Secundă, 60, de ce 60? N-are. 4,5 l-au pus, nu 4,225. N-au luat r pătrat. Nu poate că e la toată. Poate să și fie. N-au luat r pătrat. Da, o la capul la de ieri. Deci dau formula și dau bani și bun. Da. Și acum să vedem... La peștiu. Aria sos. Total la cuvânt. Care ce are la cuvânt? De 6 ore are A, B, cât? De 6 ore. Da? 6 ore. 30 la 2. Aria lui A, B, C, adică de 6 ori 30 la 2, 30. Adică 900 ori 6. 6 ori 54. 54. Centimetri pătrat. Centimetri pătrat, da. Centimetri pătrat, atenție. Și volumul de aer. Volumul aerului. Da, volumul aer. Egal cu volumul cub. Minus volumul? Minci. Și care e volumul? Volumul sferei e 4 pi r la 3 asupra 3. Asta o să vi-l zice, dar volumul atrului trebuie să știe. Da, da. Ascultă-te, volumul cubului, cât e? E pi r la 3. Cât e? Area bazei ori înălțimea. Și fiind cub? E la 3. 30 la 3. Minus. Volumul la minte a zis că este? Deci este... Trebuie să fie la 3. Ei greșesc. Spun 15 la 3. Da, am zis că e greșit la ei. Bun. La ei totul e greșit. Deci brața la 3, da? Ei zic 15 la 3, ca și cum brața ar fi 15. Da, da, AB, la noi la cub e 30 AB-ului. Păi, dar raza e la ce? Zic că AB-i 2 iar și 30, dar când înlocuiesc jos, zic 15 la 3. Și la volumul? Și la cubului, zic 15 la 3. Deci și calculează AB-i la 1 iar. Mai nu, eu greșeam. Nu greșeam, nu greșeam. Dar nu, volumul la minge, zice. 4 pi iar la 3 pe 3. 4 pi iar la 3 pe 3 aici? Da, 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 pe 3. Ușor. Deci 4 pi r la 3 pe 3, 300. Lăsăm tot cu pi, 4, 900 minus 300. Minus 300. 900 minus 3 la 3, 27. 30 la 3. 27, 0, 0, 0, da? Deci 27. Minus 15. Minus 300. Deci volumul cubului, atenție, la 3 de 30. Da, da, acolo, a, la cub, nu uitam dincolo. Așa, 7, da, de mi, da. Minus, minus 4 pi, ori, cât? Raza la 3, 15 la 3. 15 la 3, face 15 la 3. 225 ori 15, supra 3. Să se împlică 3 de 5. 225 ori 15 la 3.375. 5, da? Și face 27.000. Minus 4 pi. Cât o dat? Oare 225 ori 5. 1.125, nu? 1.125. Și egal cu... Așa. Și egal cu 27.000. Minus 4 ori 225 și 4.500. 4.500. Dăm ceva față cu mântul mântul? Poți să dăm 100. 1000 chiar? 1000 chiar. Nu, nu, nu 1000. 100 și un 5. 100, chiar exact. 500. 500, da? Și un 3 și un 3. Și un 3. 3 ori 500, 1500, adică să dăm un fapt pe pământ? Da.
Deci egal cu 1500 pe lângă 27.000 ori 1500 de lei. 90 cred că vine. Da. 1027.000. Da. 270.000. Da. Da. Împărțit la 1500, 18.000. 18.000. 18.000 minus 3. Minus 3, da. Pi. 3 pi. Mai 3, ce mai puteam scoate? Mai puteam, chiar pe 3, da. Și vine... Chiar 4.500, de absolut. Da, deci e cam 4.500. 4.500 pe lângă 6 minus pi. Centimetri cubi. Centimetri cubi. Volumarele. Asta, da. Frumoasă, frumoasă, chiar frumoasă, că două fărturi care le-ați aflat. Nu a fost nimic. Dar ce a ascuns aici autorul? A ascuns punctele de tangență ce înseamnă. Da, asta. O aflat AB-ul, da. De acolo s-a aflat AB-ul, dacă înțeles sau nu chestia asta. Și formulețea care sunt noi pentru ei că la sferă e 4 pi r pătrat și volumul la sferă a zis că e 4 pi r la 3 a pe 3. Formule care imediat o să le învățați. Da, mai vrem ceva copii? Nu, ce algebră. Da, ce algebră. Vrei mai faceți algebră? Nu, nu. Hai că e 100. Cât e? 97. O șapte. Da, perfect. Și algebra. Și algebra. Facem și algebra. Facem. Să facem sinteză, domnul profesor, înainte de a vedea și eu ăsta. Da. Așa. Ce am făcut? Am făcut așa, la prima problemă. Sinteza orei. Da, sinteza orei. La prima problemă am avut. Piramide, punctul piramidă. Piramidă, loc de piramidă. Piramidă. De piramidă. De piramidă. Aici ați vorbit iar despre centru de greutate, cercul cercului circumscris. Centru de greutate a unui triunghi. Cercului circumscris și înscris și ortocentrul. Lui înscris în cercului circumscris cu lui circumscris ortocentru. Așa, după aceea am făcut apotema, că ați subliniat toate care a fost apotema. Apotema trunului. După aceea ați spus că flancul ăsta perpendicular ați insistat că parele... Trunchiului a piramidei. Da, 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 da. Trunchiului a piramidei. Distanța de la un punct la un plan. Cu reciprocile. Da, da, da. Cu reciprocile.